Bună, dragi urmăritori! Bun venit pe canalul nostru! Halil Ibrahim Ceyhan și Slatir Koglu, unul dintre cuplurile marcante ale ultimelor zile, au căzut ca o bombă pe agenda tabloidelor cu o petrecere la care au participat. Celebrul prezentator de televiziune și populara actriță au fost văzuți uimitor mână în mână în fața camerelor de filmat de la eveniment. În timp ce această scenă romantică și-a fascinat fanii și mass media, viața amoroasă a cuplului a fost și subiectul curiozității. Intimitatea duoului, care nu a făcut prea multe declarații despre relația lor începută anul trecut, a arătat clar apropierea dintre cei doi. Halil Ibrahim Ceyhan și Slatir Koglu, care au apărut pe covorul roșu al evenimentului, au marcat și ei seara cu eleganța lor. Rochia elegantă a Slatir Koglu, decorată cu pietre, a adăugat frumuseții ei. În timp ce Halil Ibrahim Ceyhan a arătat un stil clasic cu costumul său, ei erau în armonie cu iubitul lor. Târziu în noapte, momentele romantice ale duoului au fost surprinse cu atenție de camera. Cuplul, care a fost văzut dansând mână în mână cu o privire iubitoare în ochi, a atras atenția celor din jur. Vedetele care au participat la animația petrecerii au împărtășit fericirea lui Halil Ibrahim Ceyhan și Slatir Koglu și și-au transmis felicitările. Totuși, ca în toate poveștile frumoase, există detalii interesante în spatele acestei iubiri. Fanii așteaptă cu nerăbdare cuplul, de ce sunt atât de tăcuți despre relația lor și dacă își vor anunța dragostea printr-o declarație oficială. Se pare că ochii și urechile lumii revistelor vor fi în următoarele zile pe deciziile cuplului îndrăgit. Halil Ibrahim Ceyhan, pe lângă faptul că este o față populară pe ecranele TV, ajunge la adepții săi cu conturile sale de socializare și le oferă momente plăcute. Slatir Koglu atrage atenția prin interpretarea sa actoricească și frumusețea ei naturală. Fanii ambelor nume sunt dornici ca relația lor să iasă mai mult și să-și împărtășească frumusețea. Pe de altă parte, au început și speculațiile despre viitorul acestei iubiri. Programul de lucru agitat al duoului și relația lor sub atenția constantă a presei pot duce la dificultăți pentru ei. Cu toate acestea, speranța că dragostea adevărată va depăși toate obstacolele le arată mereu iubiților și adepților lor alături de ei. În ciuda tuturor acestor incertitudini, fericirea și dragostea pe care Halil Ibrahim Ceyhan și Slatir Koglu le-au arătat pe fețele lor când au părăsit petrecerea ținându-se de mână în fața camerelor de filmat demonstrează că sunt un cuplu puternic. Cu deciziile care vor fi luate cu privire la relația lor în următoarele zile și cu explicațiile care vor veni odată cu ea, cu siguranță vor fi vremuri interesante pentru lumea revistelor și fanilor. Așteptăm cu nerăbdare să adăugăm fericirea cuplului și să continuăm să le urmăm iubirea. Tot ce spun este că nu înțeleg atitudinea asta. Oricât de mult i-ar place cuiva un bărbat mai în vârstă ca Halil, asta nu este suficient pentru a-și pierde demnitatea. Evaluează-te pe frumoasa mea Sheila, de ce-i permiți acelui narcisist să te umilească? Da, adevărul, nu mai formați un cuplu de mult timp? Termină cu minciuna aceea ridicolă. De asemenea, părinții lui Halil nu te vor în familia lor. Îndepărtează-te de ei, arată-le și arată-ți cât de mult valorizi. Două motive, răutatea și gelozia. Domnișoara Sheila la ora actuală este pasivă de orice, nu-i interesează nimic, are o bună dispoziție, extraordinară, se bucură de tot ce o înconjoară la ora actuală, este vioaie, strălucește, așa cum a menționat doamna jurnalista, urmăriți-o pe TikTok și vă asigur că vă veți convinge de bunăstarea dumneaei. Dumnezeu să-i ajute și să o țină tot așa într-o veselie, căci are și de ce. O iubesc din tot sufletul meu. Și de ce să nu fiu sinceră, când îi văd împreună îi admiră pentru că tare mai sunt frumoși amândoi, tare se mai potrivesc, un cuplu plăcut atât achiului cât și sufletului, restul depinde de destin, este problema dumnealor și numai dumnealor.
doar noi să apreciem ce au reușit să ne ofere și să le mulțumim cu tot respectul și dragostea noastră. Deci majoritatea comentatorilor simtină sentimentul meu că acest cuplu este unicat din toate cuplurile de actori din Turcia ce joacă împreună. Eu am mai avut un cuplu preferat înainte de Emanet care a jucat fără bine de si, în realitate nu a fost nimic între dumnealor, dar au jucat fără bine. Însă acum au devenit locul 2, urmărind Emanet simt pe locul 1 și inegalabil. Cineva a spus că vor rămâne o amintire vie în sufletele noastre, are perfectă dreptate, dar eu simt sigură că Cioan vor rămâne o legendă. Acest cuplu merita toate felicitările din lume. Le doresc tot binele din lume și să-i ajute și să-i ocrotiască de tot ce este rău pe fața pământului. Știu doar că vreau să ies din mijlocul atâtor oamenii falși, actriță talentată, o femeie carată, o războinică, o tânără cu vârsta. Face o performanță frumoasă pe care nimeni nu a apreciat-o astăzi, ia ne pe Maui, succes nebunul jenant să o doboare pe prințesa noastră. Dragi prieteni care arată dragoste față de Halil Ibrahim și Sila, vă vom transmite asta vouă, dragii noștri fani, pe măsură ce primim vești despre jucătorii noștri. Rămâneți pe fază pentru acces instantaneu la cele mai recente știri. Abonați-vă la canalul nostru și distribuiți videoclipul. Pentru a fi primul care vizionează, fii la curent cu noile videoclipuri activând notificările. Fii sănătos! Pascali.